Celor care vor beneficia de pe urma colectei. Nu aș dori să încheiem această seară fără a limita alături de mine pe cel care este președintele Asociației Studenților Teologi Ortodoxi, Mihai Paraschiu. El este reprezentantul tuturor acestor tineri pe care i-am văzut în seară și care sunt direct responsabili de tot ce a fost organizat aici, atât pentru dumneavoastră, cât mai ales pentru persoanele vulnerabile cărora ne-a fost dedicat evenimentul. Mihai? Mulțumesc, Dragoș! Preasfinția voastră, preacuviu și preacuternici părinți, onorat auditoriu, stimați colegi, vă mulțumim încă o dată, înainte de toate, pentru prezența numeroasă prin care ne-ați onorat în această seară. Acest eveniment, aflat acum la cea de-a 7-a ediție, a devenit o frumoasă tradiție și, totodată, o pregustare a bucuriei nașterii Domnului. Ca orice lucru bun și frumos, și acest concert, după datin, colindăm, nu ar fi fost posibil fără ajutorul Dumnezeu și al oamenilor. Mulțumim așadar preafericitului Părinte Patriarh Daniel pentru binecuvântarea acordată în vederea organizării acestui eveniment, pentru întreaga purtare de grijă a preafericirii sale. Mulțumim de asemenea preasfințitului Părinte Timotei Prahoveanu pentru cinstea ce ne-o face prin prezența în mijlocul nostru din această seară. Recunoștința noastră se îndreaptă către voluntarii noștri, voluntarii ASCO, care nu au precupețit nici timpul și nici efortul personal pentru a pune la punct până la cel mai mic detaliu organizarea acestui concert și care, prin dăruire, dăruirea de care au dat dovadă constituie un exemplu pentru toți tinerii. Mulțumim de asemenea Facultății de Teologie pentru sprijinul acordat în proiectele și activitățile desfășurate. Mulțumim de asemenea colegilor noștri de la Asociația Studenților din Universitatea București și de la Uniunea Studenților din România, fiindcă ne sunt mereu aproape și ne ajută în organizarea evenimentelor noastre. De asemenea, mulțumim domnului Dimitrie Voicescu, care se află de fiecare dată alături de noi și ne face această sonorizare. Mulțumim echipei Trinitas TV, lui Dragoș și Mihaelei, Raluca Nicolache, care a realizat prezentarea acestui caz. Mulțumim de asemenea domnului Cristian Dima și Tine Hover, care ne-au ajutat cu banda magnetică pentru magneții noștri. Trecând de la cei din spatele cortinei, cred că vorbesc în numele tuturor când adresez mulțumiri grupului psaltic Tronos al Patriarhiei Române,
Pastorale Nicolae Lumina, Patriarhie Român și cele două interprete de muzică populară care ne-au cântat în seara aceasta. Mulțumim de asemenea Centrului de Presă Basilica al Patriarhiei Române, Trinitas TV, Radio Trinitas, Agenția de Știri Basilica și Cotidianul Creștin Ziar Lumina pentru mediatizarea concertului nostru. Mulțumim de asemenea Bibliotecii Naționale a României, doamne director general Maria Răducu, care se află în mijlocul nostru, pentru găsirea evenimentului nostru. În ultimul rând, mulțumim încă o dată dumneavoastră celor care ați fost prezenți în această seară și ați ales să vă implicați într-o astfel de eveniment cu scop caritativ. Fondurile colectate în această seară vor fi direcționate către familia Bengail, familie greu încercată, părinții lovinți zilnic de neajunsuri și sperăm cu ajutorul dumneavoastră să le facem sărbătorile mai plăcute. Vă mulțumim încă o dată pentru prezența din seara aceasta și vă sătorim sărbători binecuvântate!